Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi. Astăzi v-am adus un invitat tânăr și plin de forță și de hotărâre de a face treabă. Este cel mai tânăr primar din Gorj, dragi prieteni, domnul primar de la Stejar, Robert Păiuș. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație și pe această cale țin să vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și de ce nu și cetățenii din Comuna Stejar care cred că cu siguranță la ora aceasta ne privesc. Și chiar dacă nu toți ne privesc, poate mai au treabă prin curte, la ora 10 este reluare, mâine dimineață la 7 reluare, așa că toți ne vor privi până la urmă. Dragi telespectatori, trebuie să vă spun că primarul nostru de la Stejar are 29 de ani, mulți înainte! Mulțumesc la fel, sărmâile. Da, țin să spun că mă bucur de vârsta pe care am, de multe ori în discuțiile cu prietenii, cu apropiații mei, spun că deja nu mai am ce să mai cer de la viață, le-am cam avut pe toate până la vârsta asta. Sunteți norocos! Pot să spun că am muncit. Nu am avut niște părinți bogați, foarte bogați să sau vă pună bogați. Totul la dispoziție. Am avut niște părinți modești, cu venituri medii, doar că ziua, vremea, condițiile de trai care ne sunt oferite de în momentul de față și norocul, de ce nu, mi-au fost prielnice de a-mi croi un drum și un viitor în administrație. Am început, pot să spun, ca o mică paranteză și o povestioară. Inițial am fost în cadrul Ministerului Apărării Interne și Afacerilor, în MAI, și mi-am dat demisia. Ce ați lucrat acolo? Eram prins în DPI. Adică, la ce aia DPI? DPI-ul sunt mai multe sucursale. La Târgu Ogna am dat niște examene și acolo eram prins în cadrul de penitenciar pentru oameni privați de libertate, în ofis, în birouri, pentru fete, în general, pentru femei. Și mai erau pentru intervenții, DPI-ul, nazul de mascați. Ah, de mascați? Da. Aoleo! Și aceea, acolo, în cadrul de la inspectoratul de acolo, de la Târgu Ogna, am stat, cred că, fratele meu vreo două luni de zile, două luni jumate, aproape trei, și la un moment dat fratele meu n-a mai vrut să mai stăm. Era și perioada aceea mai nefastă pentru ei, în 2008-2009, când te repartizau pe unde aveau nevoie, nu prea mai aveau nevoie, că nici benzină nu prea mai aveau și până la urmă am zis, băi, ce mai căutăm noi aici, hai acasă, să mergem acasă. Și acasă am ajuns și până la urmă am luat, cum s-ar spune, calea administrației. De prima oară am început ca ajutor topografic, cum unde? Mai numim noi, în Craiova. Eu, de fapt, sunt născut la Stejari, la Craiova, crescut la 7 luni, până la 7 ani. La Stejar și după aceea condițiile pentru învățământ mai bun, părinții m-au luat și am derulat toată activitatea de învățământ la oraș. Îmi cer scuze dacă am la emoții. Craiova. La Craiova, da. Pentru că sunt puțin mai emotiv în fața camerelor și sper să mă obișnuiesc, exact. Așadar, într-adevăr, cât și eu și partidul meu se bucură la fi faptul că nu sunt doar singurul sau cel mai tânăr primar din județul Gorj, sunt și singurul de la partidul meu, de la partidul PMP. Partidul Mișcarea Populară, Mișcarea da, Populară. Urma să spunem. Singurul primar PMP din Gorj. Singurul și unicul. Unicul, cel mai tânăr dintre toți da. Primarii Gorjului și culmea, trăit, fraților, la Craiova. Da, dar am trăit cum de la oare sunt oamenii la Stejari? Nu e chiar spus bine, hai să zicem, nu trăit. Am avut doar perioada de învățământ. Așa. Vacanțele de vară, de iarnă, weekendurile le petreceam la bunici. La Stejari. Da, și probabil și de aceea am încercat... V-ați îndrăgit să... satul natal. Eu mai spun unor și colegii de dumneavoastră din Breaza și spun că acolo mi-a rămas conservată cea mai frumoasă perioadă din partea fiecărui om, adică în speță copilăria, e acolo, prietenii mei cei mai mulți și cei mai curați la suflet, pentru că oamenii de la țară încă mai sunt curați la suflet și cred în Dumnezeu și au credința de a fi mai buni. La oraș sunt mai complicate lucrurile, pentru că
se impun alte criterii de viață. Corect. Bun, și v-ați întors să lucrați în Stejar după ce ați lucrat în Craiova? Da, am lucrat în Craiova foarte multe meserii până la cea de din Ministerul Apărării de Afacerilor. Am lucrat și ospătar, și barman, și DJ. N-am făcut mai multe. Iar acum, am fost și sportiv de performanță. Dat, ce sport ați făcut? Fotbal. Ia uzi, unde, la ce echipă? La Universitatea Craiova. Băi, frate, policalificat prima dată. Și ultima dată expert în fonduri europene, vorbeam noi, da, când ne-am văzut am fost ieri pentru prima Am lucrat prima în cadrul unei firme de consultanță juridică pe fonduri europene și de-a lungul celor 8 ani de zile în perioada în care eu mi-am desfășurat activitatea de asistent, consultant manager, am căpătat și experiența, spun eu, ca și un, de ce nu, un administrator din punct de vedere al primăriilor și am făcut acest pas să demonstrez că dacă ai bună voință, sârguință și încredere și cunoștințele necesare, fondurile nu sunt chiar atât de greu de a le coopta spre primăria ta sau comuna ta. Chiar ați lucrat pentru primării, adică da, ați accesat fonduri pentru primării, în, nu? În principiu am lucrat cel mai mult pentru primării, pentru că în privat omul astăzi vrea un solarii, mâine vrea o fermă, poi mine nu mai vrea nimic. Și munca e aceeași. Și sunt foarte puțini oameni care încep un drum înspre accesarea fondurilor, de aceea și spun eu și tevatura asta. Ca firme private vă referiți? Nu neapărat ca firme, mă refer ca și cetățean care își dorește să aplice un proiect. Am înțeles. Adică pentru primărie e mai ca ușor. Ca persoană fizică, la primărie e mai stabilă treaba, e mai stabilă, nu? Pentru că se știe. Vrem un spital, vrem un stadion, vrem o apă, vrem un asfalt. E sigur că și e clar că se va face și știi munca pe care o depui că va fi recompensată. La privat muncești și la un moment dat ajungi poate de cele mai multe ori la finalul proiectului și realizezi că omul banul nu mai se încadrează și nu poate să facă rost de banii care îi sunt necesari pentru cofinanțare. Pentru cofinanțare, ori s-a răzgândit, sunt 11.000 de motive și da. Și de cauze care să nu renunțe. Da, și munca rămâne depusă. Omul da, nu mai ce să mai face. Și cu ocazia asta ați avut posibilitatea să vă familiarizați cu partea de administrație din punct de vedere al autorităților publice locale, pentru că ați avut de a face mereu cu... De câți? De 8 ani? 8 lucrați ani, da. În fonduri de europene? De 8 ani am lucrat în Reșița, în Severin, în Bozovici, în vreo 22 de comune. Dolju cel mai mult, Poiana Mare, Giubega, Ciupercenii Noi, Calafat, Băilești, Întorsura... Și acum, Galicia, Radovan. Și acum mai este un primar la Negomir care tot așa s-a ocupat, dar lucra în primărie, însă s-a ocupat de această scriere de proiecte. Iată că ziceam eu că probabil singur în Gorj. Acum avem și pe al doilea. Deci vă, să vă apucați acum să scrieți proiecte pentru primăria Stejari? Nu e chiar așa. Important e să le cunoști, să le știi, să le abordezi. Dar nu poți să stai să scrii pentru că nu mai faci restul treburilor. Exact. Glumeam. Important e ca să cunoști bine tevatura care se întâmplă și mă întrebați dumneavoastră, apropo de întrebare, dacă cunoaște, am început să cunosc foarte bine administrația. Administrația în sine, da, problemele din spate, nu. Pentru că ceea ce făceam eu n-avea legătură cu angajați, cu oamenii. Adică, sincer, mi s-a părut mai ușor decât credeam eu. Unde, la primărie? La primărie, da. Așa. Acum încep să cunosc de desubturile X, să nu se înțelege cu Y, stai că mai apare o problemă, mai sunt și problemele de fond pe care le avem în primărie, dar fiind faptul că am avut și noi ca foarte multe alte primării, că nu e bine să fii răutăcios, să spui despre lucrurile urâte, despre ce e din urma ta. Și avem niște mici probleme cu curtea de conturi, trebuie rezolvate, nu sunt foarte grave. În general, încerci cu răbdare, toate au rezolvare. Doar că, în momentul de față, ne-am cooptat și ne-am targetat asupra problemelor pe care curtea de conturi ne le-a descoperit și trebuie să ne le punem în ordine. Și sunt... Cam ce? Ce probleme aveți? Sunt foarte multe. Legate de la salubrizare.
un program, nu e ca și comună, suntem prinși într-un program ADI, Agenția de Dezvoltare Intercomunitare. Suntem patru comune, Stoina, Stejari, Căprin și Dănciulești, și avem suntem acționari în cadrul acestei asociații și avem o firmă de salubrizare, care în momentul de față, din punctul meu de vedere, nu vreau să deranjez pe nimeni, e gestionată prost. Adică, Și eu cred ca dumneavoastră și... o să deveniți membru în Consiliul de Administrație. Știți că au Da, fost problemele astea cu da. anii, cu Nu, incompatibilitatea, cu nu trebuie neapărat nepunire. să devii membru. De multe ori poate că nici și consilierii ăștia personali. Nu sunt doar consilieri personali, mai sunt și coordonatori. Și trebuie să lase pe altcineva în față, când așa este legislația. Dar trebuie și cineva, pentru că din punctul meu de vedere, Ani m-a gândit-o prost. Pentru că cel mai bun manager al unei comune, până la urma urmei, e primarul. Trebuie mai întâi să-i demonstrez că și-a însușit niște reavoință asupra unui proiect. Nu de a trece la aplicarea proiectului, pentru că dumneavoastră vedeți, în ultimul timp nu se mai construiește fundația și se aplică direct amenda. Mai întâi dă omului voie să se expună, ajută-l să crească și după aceea creează-i programul de control. Noi prima oară controlăm. Avertizează-l, pune-l să intre în legalitate, Exact. nu neapărat amendează-l. Noi prima oară am început deja să tăiem decât să construim. Sau să creștem, mai bine spus. Așa și cu această problemă vis-a-vis de deșeuri. Și spun eu că e administrată prost pentru că o firmă care merge în pierdere, e clar că nu e o firmă productivă. Pentru că, până la urma urmei, această firmă trebuie să meargă în dezvoltare. Astăzi chiar vorbeam cu administratorul firmei că nu mai poate să-mi vină cele două mașini de salubrizare, că va veni doar una pentru că le-a explodat o cauciuc și nu au bani de cauciuc. Și atunci devine o problemă. E o problemă. Păi este o problemă Da, pentru că nu poate știți. că se merge în pierdere din Nu, cauza haideți să vă că spun e și de ce. prețul mic la Suntem o salubrizare, țară nu? săracă. Și asta e realitatea. Suntem o țară bogată, dar săracă. Nu știu cum sună asta, sună aiurea, dar așa este realitatea. Suntem o țară bogată, dar săracă, de fapt. Bogată, în adevăratul sens al cuvântului, dar săracă în fond, din punct de vedere al cunoașterii. Noi nu avem cum să gestionăm această firmă de salubrizare, atât din faptul că noi avem un preț și mic, Tocmai. vorbim de un 3 lei, De-aia e pe discutăm pierdere. exact, discutăm despre un tonaj care este supraevaluat din punct de vedere al greutății, atunci când noi, Pe mașină. da, pe mașină, când noi, de exemplu, dăm declarații că de la noi se vor colecta 7 tone, vă dau un exemplu, și de fapt la groapă ajunge și 14 tone, atunci este o problemă. Este o problemă pentru că, vedeți dumneavoastră, ea este gândită bine, dar aplicată prost, pentru că în Occident, cum să vă spun eu, proiectele și problema cu salubrizarea e așa. Românul, când curăță cartoful, îl curăță cu aje umede, da? Și cântărește foarte mult. Europeanul desface punga și scoate cartofii congelați. Când gunoiul este umed, țara este săracă. Când gunoiul este uscat, țara este bogată. Da? Înțelegeți? E simplu. Încă nu am ajuns la acel nivel. Noi doar avem cuvântul de o țară europeană. Dar noi încă nu suntem o țară europeană. Noi încă nu știm să fim europeni. Nu știm Să să. învățăm. Da. Poate că generația noastră, când au fost acolo în 89, nu au crezut că va dura atât de mult. Pentru că noi am fost proști informat. Până când să devenim europeni și încă n-am devenit, nu? N-am devenit și nici nu cred că vom deveni în Prea curând. curând. Și Pentru că alte... Spuneți. tevatura este prost implementată. Și nu, oamenii nu sunt ajutați și îndrumați. Toți oamenii care și-ar dori și își doresc să aplice proiecte nu sunt ascultați, nu sunt învățați. Învățământul merge din ce în ce mai prost. Instituțiile, iarăși la fel, se angajează pe bază de nepotisme,
politic, etc. și le știți foarte bine. Așa veți face și dumneavoastră? La primărie? Nu, că nu, chiar nu am rude și chiar nu am nici prea mulți prieteni în primărie. Dacă chiar vreți să vă spun pe păi dreapta. Păi nici n-ați avut timp să angajați. Păi nu. De oricum, când ați preluat obiectiv, mandatul? Pe 23, luna trecută. Două dar, săptămâni oricum, obiectivul, ați făcut deja obiectivul de meu este de a, și propunerea mea în fața cetățenilor este de a face tot ce este posibil de a ajunge în cei 4 ani de zile la cel puțin un 200 de locuri de muncă. Cum? Foarte ușor. Așa. Prin asociații. Așa. Prin crearea asociațiilor, noi putem agricole? Să... Agricole? Nu neapărat numai agricole. Și cele agricole, și cele forestiere, și cele vânătorești. Toate obiectivele care sunt lăsate în paragină, în comun, prin toate comunele, haideți să luăm, să o generalizăm, să nu vorbim strict doar, că până la urmă problemele sunt la fel în toate comunele, nu doar la mine, și probleme care le întâmpinesc oamenii mei, le întâmpinesc și alți oameni și alți cetățeni din celelalte comune, pentru că până la urmă urme gradul de cunoaștere și de cultură e cam același peste tot. Crearea asociațiilor nu e cunoscută de foarte mulți primari. Sau ce puțin nu e nici, cred că nici cunoscută și nici agreată. Discutăm de crearea unei asociații de minim 3 oameni, 3 membri, un președinte și 2 membri, în care putem să implementăm un atelier protejat pe dreptul pălărie, brustică, ceea ce mi-am propus să fac. Un atelier de țesătorie, de țesătorie a iilor românești, pentru că sunt foarte costisitoare și dacă le aducem la viață, putem produce un venit și locuri de muncă și un venit comun. Da, dar știți că atelierele protejate sunt finanțate din acele fonduri pe care societățile cu peste 50 de angajați sunt obligate să le dea la stat pentru da. Autoritatea pentru handicap, ANPH, da, Autoritatea de Protecție a Persoanelor cu handicap. Bun. Aveți niște societăți atât de mari, adică cu peste 50 de angajați care să fie obligate să cotizeze, iar din banii ăia să nu cotizeze la stat și să vii dea dumneavoastră la atelierul protejat? Da, lucrurile nu sau apelați nu trebuie... la ce? Apelați la unitățile mari din județ, nu? Lucrurile în general nu trebuie așteptate, trebuie generate. Nu ne dorim ca noi și primărie în speță să ne îmbogățim. Important e ca acei 3 membri să-și dorească cu adevărat să pornească o microafacere, un business și al cetățenilor și al cetățenilor. Până la urma urmei trebuie să ajutați investitorii. Dacă investitorii nu vin, pentru că nu au motive de ce să vină, atunci haideți să-i construim noi. Să le explicăm cum poate să devină ei investitori. Cetățenii localității. Cetățenii din comună. Da. E o metodă, e o soluție și până la urmă nu trebuie să lucrați numai pentru societăți din comuna dumneavoastră, puteți lucra eu pentru oricine de oriunde și de la Craiova și de la nivel național și din Târgu Jiu, orice societate. Eu sunt omul care am venit pentru a crea locuri de muncă, pentru a-i ajuta. Lucrurile de muncă nu le creez eu singur, pentru că văd și am observat că cunoașteți o mică parte din tevatura asta. Eu am venit să le explic, să-i îndrum, să-i ajut și dacă te este nevoie să le explic și de 1000 de ori. Domnul David de la Artego spunea, importantă este ideea. Și exact da. Asta spuneți dumneavoastră. Cineva trebuie să aibă ideea, după care hai să o aplicăm. Curect. N-ai idei, n-ai... Și mai era o vorbă foarte frumoasă. Eu dacă vă dau dumneavoastră un obiect, vă rămâne dumneavoastră, da? Și eu rămân fără obiect, dumneavoastră cu obiectul. Eu dacă vă dau o idee, ideea îmi rămâne și mie și o aveți și dumneavoastră. Sau pe urma unui proverb vechi, haideți să nu le mai dăm peștele, să le dăm undițele. Da. Foarte bun. Nu? Foarte bun. Se vede că ați trăit spre Dunăre încolo. Da, am avut o parte o frumoasă, din o frumoasă perioadă. Oamenii acolo, să știți că sunt diferiți față de noi. Cum sunt dolgenii? Dolgenii, eu mă refeream spre partea despre Bozovici. Așa. Înspre Dunăre, pentru că ei sunt altfel, sunt mai primitori. Da? Pe cuvânt. Au altfel de cultură, altfel de gândire. Am avut o lucrare, am făcut ridicările top la 200 de hectare de pădure ale domnului Țiriac și am fost cazat la un cetățean de acolo, din Bozovi, și
Acei oameni aveau, am zis, și perioada de recoltare a porumbului și aveau porumbii la poartă și pe de altă parte aveau și lemnele tăiate, sparte și chitite la poartă și le-am spus, mă, dacă ar sta astea la mine la țară, nu cred că le-aș mai găsi a doua zi. Și acolo așa erau. Și casele sunt altă structură. Bine, discutăm despre o zonă care are trei mentalități, nemțești, românești și sârbești. Da, limbi, e o zonă de interferență. Da. Este vorba despre alt fel de oameni și alt fel de gândire. Dar e bine că ați învățat. Acolo ați căpătat experiența, ați învățat cum sunt oamenii și ce pot face fiind altfel decât, iată, noi burgenii. Și noi suntem buni, să nu fim răutăcioși noi între noi, că nu e frumos, dar trebuie să înțelegem și noi, ca și consultanți, dar pe de altă parte și cetățenii, că noi ne aflăm în ultima tranșă de finanțare din punct de vedere al fondurilor europene, să zicem cu o extindere de 2 ani până în 2022, dacă acum nu ajutăm cetățenii, cel puțin să aplice, nu neapărat să se și finanțeze în ăștia patron, dar în ăștia patron garantat se va finaliza, dar să aibă de proiectul depus, pentru că după aceea discutăm de niște lucruri tardive și nu e păcat să nu putem să profităm. Gândiți-vă că ați auzit de sumele colosare care s-au întâmplat în politică, în afaceri, cu fonduri, mai puțin cu fonduri, și totuși n-am atins un foarte mare target din punct de vedere al atragerii fondurilor europene. Da. Adică, din păcate, multe fonduri s-au blocat din cauza de reclamații, de cercetări. Și e normal să te sperii. E normal să te sperii când cunosc cazuri în care au plătit oameni, au angajat, au plătit dări la stat, au făcut lucrările, ONG-uri, chiar și ONG-uri s-au blocat. Oameni de ăștia chitiți să facă, deci așa, nu să stea. Și nici la ora actuală nu și-au luat banii. Și atunci e un motiv să stai să te gândești dacă aplic sau nu. Da. Fiind în brațul ăsta foarte mult timp, haideți să fim și sinceri. Sunt foarte mulți români care își fură căciula singuri. Adică preferă să facă un proiect de câteva mii de euro și să discute cu X și cu Y cum să-și cumpere o mașină de bani ăia. O conservă, că nu putem numi mașină deja la 200-300 de mii de kilometri. Da. Din banii ăia, când tu, ca român, trebuie să gândești că ai aplicat pentru ceva anume. Exact. Dacă tu vrei ca clădirea să fie bine construită, nu încerca să furi căciula singur, că se va prăbuși și peste tine clădirea la un moment dat. Și e clar că nu o să ajungi la un final bun cu ea. Pe lângă partea că din punct de vedere legal, poți să ajungi și acolo unde nu ți-ai dori să ajungi. Pe de altă parte, de unde nici... v-ați dat noastră demisia? Da. Și pe de altă parte că nici nu vei avea o foarte mare, cum să spun, bucurie. Pentru că, normal, dacă lipsesc 5 cuie, o să cadă... Nu neapărat, că foarte mulți au scăpat. Sunt foarte mulți care au scăpat. Dar e normal că atunci când bați într-un gard decât 7 cuie în loc de 14 cad... Ușor să înceapă să desfacă gardul. Corect. Așa și cu aveți uitatul ăsta de a lua dincolo un pic. Și de aceea s-a făcut și pilot și proiectele care s-au făcut așa cum s-au făcut, pentru că toată lumea aud că Uniunea nu ne dă fonduri, Uniunea nu ne ajută, astăzi sunt ai noștri la putere, astăzi la guvernare, mâine ai voștri, pleacă ai noștri, vin ai voștri, dar de fapt și atunci când ne dau, nu știm să apreciem că ne-au dat. Ori facem terenuri prin pantă, ori clădiri inutile, ori asfaltări care durează maxim un an jumate. Că stăm care... subțiri? Și asta e realitatea. Și ne uităm, spuneți. De acord. Da, aveți dreptate aici. Deci românul mai are și obiceiul ăsta să uite că a luat banii pentru altceva. Haideți să spunem, pentru că emisiunea deja a ajuns la jumătate... Ce planuri aveți pentru Comuna Stejarii? Ce aveți acum în implementare? Mai aveți și un eveniment pe 20 care se va produce la dumneavoastră, un festival și un eveniment cultural foarte frumos? Da. Din punct de vedere al derulărilor, lucrărilor care sunt implementate la ora actuală și au fost implementate în Comuna Stejarii, discutăm de un asfalt
pe, în satul Balușan și Băgești, pe un drum comunal 40, o canalizare în satul Stejari. E în lucru? Da, și cele și sunt de asfaltarea și acum, da? Da, da. Și asfaltarea aproximativ tuturor ulițelor, ulicioarele și cătunelor. Și cu ceea ce și ne-am dorit noi să venim peste ceea ce deja se implementează, am venit cu cele două ateliere protejate, care când ne dorim să creăm minim 100 de locuri de muncă. Dar știți că trebuie să aveți și persoane cu handicap care să lucreze, o treime. Care comună nu are? O treime. Știu. Bine. Dar și... Sunteți pregătiți. Am vrut să vă prind. Și cei de etnie poate să intre? Nu. Persoane cu handicap. La atelierele protejate, persoane cu handicap o treime. Și ceilalți poate să și intre. Și ceilalți, dar în celelalte două treimi. Exact. Vă spun garantat, pentru știu, că doamne, am avut un atelier protejat, deci... Mă bucur. Ulterior, ne mai dorim modernizarea tuturor instituțiilor care s-au închis în speță, de exemplu școala, o școală din Balușani care în 2007, dacă nu mă înșel eu, s-a, în perioada 2007-2008 s-a reabilitat, s-au băgat câteva miliarde de lei și ulterior, imediat în toamnă s-a închis și acolo ne dorim să facem un centru medical de zi cu zi, un azil mai bine spus, pentru bătrâni. Da? Și cum îl veți finanța? Se găsesc tot felul de metode. Da? În momentul de față vrem să mergem pe tot pe o asociație. V-am spus că trebuie foarte care mult. Care să gestioneze activitatea. Exact, exact. Da, până la urmă sunt persoane care vor să meargă la un azil pentru că nu au și poate au pensie și atunci automat pensia da, reprezintă sunt, un venit sunt al asociației. Atâtea fonduri care se dau pentru oamenii fără ajutor, fără locuințe, oamenilor cu handicap, care chiar nu are, efectiv, nu are cine să aibă grijă. Și aveți dacă... cazuri în Stejari? Deci, sau da, va fi, poate, valabil pentru mai multe localități, nu neapărat să funcționeze dar, numai pentru oameni din Stejari. Doar să știți că, de obicei, în general, în azilele astea vin mai mult persoanele care nu sunt de acolo, de pământ, pentru că le e foarte greu, într-adevăr, să-și lase și dacă știu că în ultima fracțiune pică casa pe ei. Da. Pentru că oamenii în vârstă au alte concepții, le-au pus suflet. Nu a fost perioada asta așa, cum să vă spun eu, a vitezei, de a nu păsa, de a avea totul la discreție. Noi în momentul de față nu prea știm să mai apreciem ceea ce avem. Deși avem foarte multe lucruri în comparație cu ceilalți bătrâni, bunici, străbunici. Lor, ei și bunica mea îmi spune acum câteva zile, mi s-au desfăcut cum e câțiva nasturi și mi s-a agățat o cămașină. Bunica i-a lăsat un cu, eu două neamărin. Și mă, nu mă, că noi le cusam, le vorbesc bătrânii. Și alte vremuri. Alte vremuri. De aceea le e și lor foarte greu și cu asociațiile agricole le e greu să renunțe, pentru că ei au fost speriați de colectivizare de... Cum să spun, eu nu cred că colectivizarea și perioada comunistă a avut o, cum să spun, o foarte bună gândire din punct de vedere economic, dar a fost implementată prost, pentru că toate lucrurile care se schimbă peste noapte se schimbă prost. Nu au fost niște lucruri bine gândite de la început, niște strategii. S-a luat totul ca atare, s-au pus în funcții oamenii care spuneau trăiască, da. România, trăiască tricolorul. Știai să faci o poezie patriotică, exact. Te punea în frunte. Și, dar ea, din punct de vedere economic, a fost bine concepută. Doar că a fost prost și gestionată, pentru că noi, așa cum am spus și despre fondurile europene, așa s-a întâmplat și atunci. Ne-am furat căciula singuri. Uh-huh. Am dat declarații care nu erau adevărate și ulterior am și constatat că așa erau. Mii de hectare care nici nu existau, tone de grâu care nici nu existau și atunci normal că s-a ajuns unde s-a ajuns. Pentru că toți noi ca și oameni ne și autodistrugem. Cu voia sau fără voia noastră. Da, păcate. Ca și realizări, v-am spus, o să mai avem, vrem să mai implementăm iarăși un lucru foarte, foarte nevoios, să spunem noi, din punct de vedere necesar. Necesar administrației noastre, pentru că în momentul de față au trecut foarte mulți ani de când s-a făcut iluminatul strada și am ajuns la
un număr de stâlpi luminați undeva la câteva sute, de 100 de becuri, la o lungime, la o comună de 37 de kilometri. E cea mai lungă comună din județul Gorj. Da? Și o întindere, ca și întindere, de 37 de kilometri, plus adiacentele. Multe sunt de făcut, așa și cum am spus, și cu asociațiile forestiere, care ne pot aduce bani, asociațiile de vânătoare, foarte mulți bani, asociațiile agricole, dar aici un pic cu mentalitatea omului, ca cu toate altele. Dar eu spun că ușor, ușor le putem realiza pe toate, pentru că dacă... Important e să fie inițiativă, să exact, fie dacă este inițiativă și se dorește cu adevărat binele, atunci când îți dorești binele, binele găsești. Păi cine n-ar vrea să găsească loc de muncă la stejar, locuind în stejar, trăind în stejar? Că așa bănuiesc că nu aveți din gură multe foarte activități... Mulți. Au fost, ce drept a fost. Avem economice și acolo. A fost, că avem transgazul, romgazul, petrolul, dar nu mai sunt. Tocmai. Pentru că nu mai sunt ale noastre. Și de aceea încerc să le expun și să le spun oamenilor că problemele administrative, economice sunt ale noastre de acum. Dacă nu știm să le gestionăm cum trebuie, le vom gestiona. Dacă nu știm să profităm de cei 4 ani de zile ca să le implementăm, măcar să le avem implementate. Poate nu toate 100% se vor realiza. De exemplu, cum de altfel comuna noastră nu are un banal târg și tot restul comune de limitrofe, comunii stejari au fiecare în parte un târg. Noi nu avem târg un târg. Săptămânal. Un târg săptămânal care, din punct de vedere al calculului meu economic, am băgat în buzunar 15 milioane. În loc să cheltuim 15 milioane pe an, 1500 de lei, doar să vizităm produsele, pentru că vă dați seama, să plecăm din capătul satului, din Piscoiu, din fundul capătului, până în Stoina sau până la Merinești, dacă avem 37 de kilometri lungime, până la Stoina mai sunt undeva vreo 3-40. Da. Înțelegeți? Sunt niște calcule economice, dacă le pui cap la cap, le faci. De vis-a-vis și de acum de eveniment, pe 20, într-adevăr, da. Este unul dintre cele mai importante evenimente ale comunei Stejari, Sfântul Ilie, noi l-am noi. Ceilalți edil l-au numit Stejarul din Răscruce. Festivalul da. Desfășoară și, ediția 8-a, după câte am înțeles. Da, ediția 8-a. Vom încerca să continuăm tot ceea ce ne-a fost lăsat și de bunici și de edili și de cetățeni, dar pe de altă parte să și evoluăm în ceea ce avem, pentru că o casă, dacă o ai de la bătrâni, trebuie să o și întreții și, dacă poți, ulterior să mai construiești și alte anexe ca să o îmbunătățești. Să-i faci și o la baie. Ce v-ați gândit la partea asta? De în primul rând, cu amplasarea scenei. Nu așa. Vrem să mai aibă loc în spatele primăriei, dar fi faptul că spațiul nu este atât de favorabil culumului de oameni care se adună. E drept, dar e o scenă construită? Da, am trebuie atâția prieteni ca și primari. Am găsit o scenă mobilă și ulterior trebuie să mă duc să o iau de la Poiana Mare. Și să unde, o duc, unde o veți instala? În Runghia, așa se numește zona de deal, acolo unde se desfășoară tot târgul cu mici. Acolo cu, unde e pădurea, unde adică pădurea, unde umbră, sus da. Un pic de da. Primărie. Ați văzut, acolo sunt niște faci seculari. Frumos, și e o zonă acolo, chiar unică, cred eu, pot spune, din punct de vedere al poziției geografice, în comparație cu foarte multe comune și localități unde care își desfășoară asemenea de evenimente. Și pentru la anul bănuiesc o să construiți o scenă direct acolo, ca să nu mai trebuiască să închiriați pentru, sau pentru să la anul ne-am propus să intrăm în posesia întregului pământ, pentru că nu tot pământul este al domeniului public, mai sunt și câteva parcele private. Am deja chiar astăzi am discutat cu unul dintre proprietari care are cea mai mare parte din pământ. Și a fost de acord și da? a rămas ca în primăvară, după ce ne reintre și nouă banii care s-au cheltuit, că trebuie să cheltuie și să putem să achiziționăm acest teren. Ulterior ne-am propus să construim căbănuțe rustice cu o scenă anfiteatru, cu un foișor cu capacitate de 700-800 de persoane. Sunt e foarte bine, multe proiecte care le vrem să le avem... Păi, și tot acolo vreți să faceți și târgul săptămânal? Nu, târgul, nu, pentru că ar distruge. Ar distruge așa în fiecare zi. Adică trebuie să-i dăm și al cezarului și al cezarului.
Nu da, putem. Acolo e o zonă prea frumoasă ca exact. Să vină cu animale în fiecare săptămână. Exact. Se duce iarba, se duce... În momentul de față n-am găsit o zonă exact din punct de vedere geografic, adică să fie benefic și pentru cei de la intrarea în comună și pentru cei de la ieșirea din comună. Adică să fie egal distanța. Egală distanța și pe de altă parte să avem și eu un teren de o așa mărime, pentru că noi ne-am propus ca în acest târg să facem anexe pentru lactate, legume. Adică o piață agroalimentară de-a dreptul. Da. Și animale și de toate. Eu cred că cu sprijinul și sponsorizărilor și multor activități care vor avea loc în de-a lungul timpului în Comuna Stejar, putem să facem și un așa zis târg. Până la urmă, nu e, dacă îți dorești cu adevărat să faci lucruri bune da, și, nu e și o sănătoase, mare. Fără să ai gânduri meschine, se pot realiza lucruri frumoase. Dar nu aveți teren pe domeniul public, va trebui să cumpărați. Nu e problema. Oamenii, dar să știți că oamenii din Stejar sunt oameni sufletici. Da? Și sunt deschiși noului și sunt deschiși de a avea. Au înțeles că trebuie să facă ceva ca să aibă și ei. Corect. Pentru că, până la urmă, dacă nici eu pot realiza, doar dacă ei și ei, la rândul lor, vă pune umărul la toată tevatura la care eu m-am înhămat. Pentru că am nevoie de ei, așa cum v-am spus. Am nevoie de oameni ca să realizez lucruri pentru oameni. În general, oamenii fac și construiesc lucruri pentru oameni. Din fericire am uitat și am ezitat să vă povestesc că noi, înaintea Bâlciului și festivalului de Stejarului din Răscruce, unul dintre consilierii Comunei Stejari, mai exact Bărbuț din actualul Nicolae, consilier, da? Da, Bărbuț din Daniel Nicolae, a organizat la al treilea, cred că dacă nu mă înșel, și anul trecut ați fost dumneavoastră prezent la eveniment, la o mini campionat de fotbal. Da. Și am și prezentat la INSA TV. Și anul ăsta, și anul acesta, o să le organizăm, pentru că v-am spus, sunt omul care sunt deschis de a continua lucruri, chiar dacă nu mi-aparțin, și dacă de a mă mândri bune, cu ele. Trebuie continuate. Orice lucru bun, cred că acolo unde se întâlnesc mai mult de 10 oameni, este un lucru bun. Dacă nu se bate, clar că e un lucru bun. Corect. E un lucru bun. Pentru că oamenii au nevoie de socializare, oamenii simt nevoia să fie ascultați. Să facă mișcare. Să facă și mișcare și să fie... Eu v-am spus că dacă foarte mulți primari au pierdut anul acesta, au pierdut pentru aroganță, pentru că nu au mai știut să mai coboare după scaun și nu au știut să mai fie alături de sufletele oamenilor să asculte. Pentru că problemele trebuie să implementate din cum spun, avea Sorin Oprescu, am văzut odată o emisiune cu el și a spus că probleme vin din rănunchiul sufletului oamenilor. Toate problemele, dacă nu știm să le ascultăm, nu avem cum să le epatăm problemele. Pentru că fiecare vine cu o idee, celălalt cu o idee. Și nevoile oamenilor trebuie exact. Să le aflați întâi și după aceea, în funcție de priorități, adică în funcție de cât sunt cei care au acele nevoi, stabiliți și... Exact. Potrivit bugetului cu anefanică, știți da. Cum e? Nu, să știți că nu, Comuna Stejar nu se, nu se vaită de un buget. Se vaită prost din punct de vedere financiar. Discutăm totuși de 32 de miliarde de lei. Oh. Dar știți cum se calculează și bugetele până ajunge la 32 de miliarde. Ați băgat aici 4 și ori. Salariile și salariul și tot. Profesorilor? Dar... Care vin efectiv de la... nouă ne rămân pentru investiții undeva așa. La 10-11 miliarde. O, e ceva. Eu cred că cu 10-11 miliarde bă, aici putem construi cu ceva, dacă v-am spus, dacă chiar ne dorim să construim. Dacă ne dorim să construim de dragul de a construi ca să ne fie și nouă bine, ca să nu acuzăm, că de fapt înțelegeți ceea ce vreau să spun, că dacă vrem să construim cu adevărat, construim. Dacă vrem să facem lucruri pompoase, dar inutile, vom fi la fel ca și ei. Și atunci degeaba am venit 4 ani de zile, pentru că campania mea a depins de 4 ani de zile de muncă. Și în momentul de față de aceea am și ajuns la nu pot spune că am înfrânt și am câștigat cu un scor foarte mic, adică a fost o diferență de aproape 300 de voturi, 260 da? Aproape, mai exact. Ia-o-s. Și de la un partid... Spun eu totuși mic în comparație cu celelalte. Care nu e locomotivă, da, corect. Exact. Deci, nu ați fost locomotiva în cazul ăsta la Stejar. Și eu, cu colegii mei din echipă, consilierii, munca noastră a fost
înțelegerea cu oamenii, de-a lungul timpului am mai ajutat și oamenii în proiecte, în îndrumări, am mai avut și câteva acțiuni civice. Deci oamenii vă știau ce fel de om sunteți, că vă implicați ca să alegi, mai ales în mediul rural, un tânăr de 29 de ani care a mai și făcut școala la Craiova, dar și-a petrecut copilăria aici. Altfel nu aveai cum, dacă așa nu, e, pentru că și platforma noastră, din punct de vedere al obiectivelor pe care ne le-am propus să le construim, e tot, cum să spun, tot al lor. Rezultatul consultării cu oamenii, exact. Nu? Asta e foarte bine, probabil că... Așa cum ne-am propus, de exemplu, unul dintre obiective, iarăși, pe care nu l-au mai făcut foarte mulți foști primari, la noi în comună, întâlnirile sătești. Întâlnirile de a asculta problemele. Consilierii, primarul... Exact. Și cetățenii. Și cetățenii. Pentru că ierarhia așa și vine. Cetățeanul este stăpânul nostru, eu trebuie să mă supun consilierilor și la rândul meu să execut ceea ce pot să execut. Și dacă noi nu ascultăm cetățenii, nu avem de unde să știm. Nu trebuie ce nevoie timpul... au ei. Exact, nu trebuie neapărat. Oamenii nu tot timpul au nevoie, poate, de asfalt sau de canalizare. Poate au nevoie să-i asculți, să-i îndrumi. Să le găsești un loc de muncă? Exact. Sunt foarte multe probleme care... Și poate schimbarea unui banal bec. Corect. E o problemă. E o problemă. Și fiind și cu o comună îmbătrânită, nu și mai permis să se mai deplaseze foarte ușor. Chiar dacă au un microbuz la poartă, cum s-ar spune. Dar le e greu. Sunt oamenii în vârstă care mai au și gospodăriile, nu mai pot să mai plece, sunt unii dintre ei sunt și singuri. Sunt mai multe probleme sociale. Două minute mai avem. Haideți să tragem o concluzie. Vă apucați de treabă, v-ați suflecat mânecile și la propriu. Da, de obicei așa stau. De, da. Mi-a fost foarte greu, să știți că mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc în cămașă. La cravată și la... Eu n-am fost adeptul oamenilor cu cravată și cu cămașe. Am dat fi faptul că v-am spus că am făcut foarte mult în sport. Până mai exact, până pe la 18 ani, de pe la 6 ani jumate. Oh. Am fost obișnuit în training, în tricouri, da, mai casual. Da. Și mi-a fost mai greu să mă acomodez cu garderoba asta mai de edil, așa, mai de om serios, cum s-ar spune. Dar seriozitatea, să știți că stă înăuntru omului. Corect. Nu în haine și omul, dacă știe să-l apreciez dinăuntru lui, sunt foarte mulți oameni care au o poveste și o inteligență mult peste, poate peste a noastră, dar trebuie ascultat și noi de multe ori ajungem să criticăm oamenii după haine. Deci am înțeles că veți asculta sfatul bătrânilor. Da. Și veți face sfatul bătrânilor în fiecare sat. Da. Și foarte bine. Iată un tânăr care face sfatul bătrânilor. Foarte bine. Adică acea întâlnire cu păi oamenii... Păi dacă stăm și ne gândim cine a construit această țară? Noi? Nu. Ei. Până la urmă merită și ei măcar să îi ascultăm și poate cu siguranță din experiența de viață au un cuvânt mare de spus. Foarte adevărat. Domnule primar, vă felicit pentru câștigarea noului mandat. Mulțumesc. Vă urez un mandat fructuos. Să vă țineți de cuvânt că emisiunea rămâne pe internet să dea Dumnezeu să telespectatorii când... Să nu dezamăgesc, pentru că dacă aș dezamăgi pe cineva, primul urmă aș dezamăgi pe mine. Și credeți-mă că cred că dacă mi-aș pune și atunci când îmi pun ceva în cap, indiferent unde trebuie să intru. Da? Singur sau cu 100 de oameni. Așa cum se poate. Deci încă o dată felicitări, spor la treabă vă urez. Mulțumesc. Și o să venim și noi la Stejari, la festival. Mai bine spus, vă așteptăm. Cum să nu, cu mare drag. Ne vedem din nou acolo. Dragi telespectatori, dragi locuitori ai comunei Stejari, vă salut. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!